Ne uităm valorile, o uităm și pe Maria Drăgan, cea care pe timpuri, la concerte, ridica săli întregi în picioare. Aici, în această paragină, a fost casa unde s-a născut. Aici s-a întors când a ajuns bolnavă, neajutorată și ignorată de toți. Păcat că din casa ei nu a mai rămas nimic, deși se dorea cândva să fie transformată într-un muzeu. Așa cum nu i-am păstrat casa, nu i-am păstrat nici toate cântecele. Prea mare a fost indiferența. Vai, sărmana torturică! Nicolae Sulac, interpret. Când am ascultat-o la filarmonică, toți ne-am mirat de vocea ei. Avea o voce ca lacrima. Nicolae Bodgros, dirijor. Muzicanții în scenă, în timpul concertului, uitau de instrumente, rămâneau năuciți de vocea ei minunată. Valeriu Negruții, primul dirijor, Orchestra Mugurel. Spun fără teamă de a exagera că Maria Drăgan a fost Edith Piaf a Moldovei. Pe Maria Drăgan a descoperit-o din întâmplare un funcționar de la Ministerul Culturii. A auzit-o cântând în timp ce culegea roșii în colhozul din satul Bălăurești. Se întâmpla în 1996, când Maria avea abia 19 ani. Căuta talente prin sate și ea chiar îngâna o melodie și nici n-a observat că s-a apropiat cineva să o asculte, să o vadă. Și a stat și a ascultat-o și pe urmă a spus președintele gospodăriei, luni dimineață îi dați o mașină lui Maria Drăgan și o trimiteți la Chișinău. În scurt timp, Maria Drăgan ajunge pe scena mare, alături de soliștii ansamblului Mugurel, Anastasia Istrati, Vasile Marin, Valentina Cojocaru, Ion Bas. Cu Mugurelul am fost de multe ori în deplasări, în delegații, cu spectacole, cu concerte, și îmi era foarte aproape de suflet această formație. Au readus în viață cânticul popular românesc autentic. Prin asta Mugurelul și-a făcut un nume. Cânta melodii aduse de acasă, din Bălăurești, dar și romanțe din repertoriul Mariei Tănase și a Ioanei Radu. Maria, într-adevăr, a fost o privilegiatoare, fiindcă am ascultat-o de multe ori cântând a capela, fără orchestră, fără public, fără... Și să nu credeți că Maria Drăgan este doar ceea ce știm noi din înregistrările radio sau televiziune. Maria cânta din suflet. A ajuns la un repertoriu de peste 500 de cântece. În orice colț al lumii era așteptată și aplaudată, dar toate până la un timp. După 7 ani de plină glorie, brusc, Maria Drăgan a dispărut din viața publică. Dar acum au să mă freadă, l-am diri-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 
înlăturarea ei de pe scenă a fost organizată. O invidiau, ea de tare mare succes, peste tot, unde sunt și ei. Dar aici nu chiar așa. Nu știu, eu din toate părțile să fac într-așa fel ca să rămâi pe drumuri și să nu mai lucreze. Vă spun că se duceau la minister, peste tot, unde se putea de dus. Mi-a povestit, de când a început pe dânsa să aibă invidie toți, asta s-a început de când ea cu cântecele ei a început să ducă faima Moldovei peste hotarele țării. Când se întorceau înapoi, colegii ei tot mai invidioși erau pe dânsa și tot se purtau mai ciudat. Ei au început să-i ducă grija ei din viața ei personală, niște scrisori scrise la Ministerul de Cultură. Început a scrie diferite scrisori, anonime, așa se vedeau că sunt pe loc, dintre dânsile acolo, pe vremea ce lucrurile astea era strici. Adică nu se poartă într-un mod adecvat, adică după placul lor. Dar nu numai de invidie era înconjurată. În jurul ei se întâmpla ceva ciudat. Ea tot timpul spunea că vin doi flăcăi, vine unul frumos și mă invită în restaurant. Și asta tot se întâmpla înainte de concert. Vă dați seama? Adică orică s-o amețască un pic cu un pahar de vin, orică ca să-și piardă un pic imaginea. Am aflat totuși că ei erau de la securitate. Și cum necazul nu vine niciodată de unul singur, interpreta înconjurată de invidie ajunge să se îmbolnăvească de tuberculoză. Am fost și făcut reacția, m-am tot la mână și
Era atât de și uite, am eu la mă, era așa. Deși eu mai mult n-am spus cânt, cum nu-i spus cânt, lăs că-i plec, ieși și-i spus. Îmi spune tu mie că eu știu mai mult ca tine. Bolnavă fiind, a continuat să cânte, dar nu pe marile scene, ci în restaurante. Distrusă de colegi, distrusă de regimul care nu tolera cântece românești, Maria Drăgan revine în satul natal. Satul îmbrăcatul care a făcut, s-a făcut în el îmbrăcatul și a dus-o la spital, că era într-o situație foarte grea. Era plângător tot când te uitai la dânsa. Pe urmă și-a revenit e. Și așa, cea care la început reușea să ridice în picioare sări întregi, a ajuns să fie uitată. A început să lucreze în câmp, la cultivat și cules legume. Apoi ajunge paznic la primărie, iar necazul și-l înneca în alcool. A jurat noi mai felelită Ioană, ca eu nu mă pot felelită Ioană. Lucra în brigada de legume, e, dacă văzut că e ignorată și nu-și bate nimic capul de dânsa, nici de sus de acolo, nu mai întreabă nimic. Și de fuma, mai trece câte un păhărel, că era la o margine de sat și cred că mi era trist, mai alunga mintele, cred că... Și e o viață, așa, aș spune că tipic de sat. Nu vreau să judec pe nimeni, dar totuși chiar și consătenii noștri nu s-au adresat cum trebuia, trebuia ținută pe palme, trebuia ocrotită. Chiar odată eram cu un cunoscut într-o motocică și zic, oprește că Maria Drăgan. Și că, las-o, ba, de viață așa ea, ce-ți mai trebuie să vorbești de acolo? Ce ai de vorbit cu ea? Mulți nu știau din sat la ce nivel e Maria Drăgan. Ce vă spunea ea de ce bea? De atât au pierdut lucruri, au pierdut tot ce au avut mai scump. Tot. Pentru dânsa, cântecul era cel mai scump. Cânta și când mergea la câmp și când se întorcea de la câmp. Și se ridica și el la stel acolo și mai cânta. Era acolo în vecinătate și se iese mângâie. Cânta de jelea ei. Această întrerupere violentă, să zic așa, fiindcă atunci când un artist părăsește scenă, se retrage și nu mai cântă, deși sufletul continuă să cânte. Acest lucru este foarte dureros, este dramatic de tot. Jurnalistul Gheorghe Budeanu este cel care a realizat singurul și ultimul interviu cu Maria Drăgan în toți cei 9 ani cât interpreta a fost ruptă de scenă. În viața mea n-am mai avut ocazia să vorbesc cu un om atât de sufletist și cu bogăție deosebită în amintiri, felul de a vorbi, vocabular deosebit de cel la țărănesc foarte frumos. Când am găsit liantul acela între discuțiile noastre, el zice, măi Gheorghe, hai pe malul Iazului. Regresul acum, când timpurile celea nu erau reportofoane, ca să înregistre și îmi făceam însemnări, evident. A fost o seară de destăinuiri. Mi-a spus despre tragediile ei, cum a șânsat lumea să uită straniu la ea. A și plâns și a amintit de toți colegii, de mulți foarte bine, de alții foarte cuvinte rele, cu durere. O femeie foarte frumoasă și vă spun, cu un suflet deosebit, care i-a încurcat probabil în viața asta și felul ei de a fi. Felul ei de a fi deschis și bun cu toți. I-a promis că interviul va fi difuzat peste 2 săptămâni. Vroia să o ajute să revină la Chișinău. Mai întâi o invitase la un cenaclu literar. Ideea mea era ca să vorbesc cu domnul Tabija și să găsim niște haine frumoase, naționale, să o invităm și așa să-i ajutăm să se relanseze. N-a apucat însă nici să vină la Chișinău, nici să citească interviul. A plecat în lumea celor drepți la câteva zile după acea discuție. Și avea doar 39. Se întâmpla pe 6 octombrie 1986. Cea care a fost elogiată și admirată de o lume întreagă a fost petrecută pe ultimul drum doar de cei dragi. Niciun interpret, niciun coleg, niciun funcționar de la Ministerul Culturii nu a venit să-i aducă un ultim omagiu. Nu a fost nimeni.
cunosc mama în mormântare. Așa, o mormântare simplu ca, ca la un om de rând. Când a apărut interviul, lumea s-a amintit, s-a început să vorbească despre Maria Drăgan de-acu altfel, cum era în viață, într-adevăr, și în cântecele ei. Se pare că invidia a câștigat. A câștigat atunci, este la putere și acum. Puțin dintre colegii de atunci vor să vorbească despre ea. Nu pot nici cum eu stare ocupată de lese, mă iertați vreo frumos. Eu tare sunt ocupată. Scuzați, nu pot. Nu pot. Vă rugăm, poate totuși acceptați să ne dați un interviu. Eu sunt ocupată. Adică refuzat. Nu refuz. Sunt foarte ocupată. Da. Fără sperare. Sunt foarte ocupată. Tot ce a rămas din memoria Mariei Drăgan este un festival în numele ei, organizat în satul natal. Din acei artiști care au evaluat odată cu dumneavoastră, n-a participat în afară decât la ediția a patra. Pe a cincea a participat regretatul Vasile Marin. În rest nu a mai fost nimeni. Iar din casa marei interprete nu a mai rămas nimic. Dar cred că aici undeva pe porțiunea asta de Neacrășepi. Aici că dreptul nici eu casa, aici au fost drept casa. Nici nu se cunoaște, aici au fost niveladul. Tot a rămas, prostul nu a fost îngrijit, ia că zice. Se dorea cândva să fie transformată în muzeu, dar nu a mai fost să fie. Chiar eu, fiind primar în această direcție, am cumpărat materiale, au fost depozitate la depozitul central. Am făcut o bucată de drum, toată problema era în aceea că n-am reușit ca să facem drumul. Mai departe se vede că și neglijența noastră și n-am avut susținere nici la Ministerul Culturii, am vedere financiar. A rămas doar un mormânt la care vin rudele care i-au fost alături întotdeauna. Ce mai faci, mătușă? Cum te mai simți acolo? E dor de tine. Dacă, într-adevăr, s-ar fi găsit cineva care să-i întindă mâna. Izolarea aceasta de societate, de comunitate artistică, foarte dureroasă pentru ea, pentru Maria, și părerea mea este una. Artistul trebuie protejat, trebuie ocrotit, trebuie iubit. Cât era în viață, Maria Drăgan a fost ignorată, până și amintirile despre ea aproape că s-au șters. Iar indiferența care ne distruge valorile este pe cale să devină o trăsătură dominantă a societății noastre.